Președintele țării Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Părțile au discutat mai multe detalii privind pregătirea programului cu Fondul Monetar Internațional, care este necesar pentru consolidarea cadrului macroeconomic și dezvoltarea economică a țării noastre. De asemenea, s-a vorbit despre mersul reformelor din sectorul bancar și în context cei doi au reiterat importanța independenței băncii centrale pentru realizarea priorităților asumate de către aceasta. Atât șeful statului cât și guvernatorul Băncii Naționale au fost unanimi în opinia, precum că Republica Moldova are nevoie de un sector bancar stabil, credibil și sigur pentru cetățeni, dar și atractiv pentru mediul de afaceri. În acest sens au fost salutate eforturile semnificative ale Băncii Naționale Moldovei.